Canelonii nu mai are op. Ce să fac? Ador să fac plating-uri și cred că plating-ul are o importanță foarte mare în... În farfurie. De șef scălătesc cum este cel mai frică. Mă simt ca la ghilotină. Aranjat bine, asta e cercul Saturn. Aici e Luna sau vreun satelit al lui Saturn. Și aici e Pământul. Păi și ce treabă are Pământul înconjurat de inelul lui Saturn? Tu nu înțelegi asta cu astrologia. Aveți eclipse multe, nu știți voi de asta. Eu sunt la eclipsă. Ești eclipsă totală. Nu știu de ce am senzația că niște zona se întâmplă odată la 100 de ani, în câte sute de ani ai tu de viață, odată se mai întâmplă, știi că vine la câteva sute de ani. Ai mai avut până 1400 și un pic eclipsa asta. Mă chinui la o mașină a timpului în care să mă întorc în timp să nu te mai ajut la canulic. Bă, dar mă mai țineți atâta pe jar. E foarte dureros să stai. Ferească Dumnezeu, așa emoții, deci că bătut. Sunt sigur că atunci când vor gusta șefii, papilele lor gustative se vor bucura. De ce are gustul ăsta de parfum? Nu e de la noi din țară. De fapt, el mănâncă carne. Flexitarian, pe bune, de la 95%. Rețeta aceasta am testat-o și pe prietenii mei. Sincer să fiu, unora le-a plăcut, altora nu. Sper că atunci când vor gusta din preparat, să se ducă cu gândul la mediterană. E mărărică. Mai bag. Ce-a descoperit? Mâncăm ciorbă cu o friptură de pește. Sunt inginer de aviație. Am absolvit Facultatea de Inginerie Aerospațială și profesez în domeniu într-o companie aeriană, în Departamentul de Siguranță și Calitate, ca manager de siguranță și calitate. Adică? Toate relele care se întâmplă ajung la departamentul. Pe zbor sau înainte de zbor? Din momentul în care pasagerul se urcă în avion până când se debarcă. Sunt barman de profesie, am 31 de ani și urmează să termin școala de bucătari. Băi, am o mare rugăminte la tine, dacă de barman te faci bucătar, amestecurile să le lăsați în pahare. Dar dacă n-am anason, pot să folosesc sambuca? Asta era ideea. De-aia mă înțep aficat. Da. Bucătăria pentru mine înseamnă totul. Și fiind o pasiune așa, pentru arome, pentru a încerca gusturi noi, să respect mâncarea, să simt gustul. În momentul acesta am revenit de dincolo. De dincolo? Unde ai fost? În lumea de dincolo? Unde ai fost? Afterlife. În lumea și de tu dincolo? Uite, tu și tu scălătesc cu acolo. Păi dacă a zis că sunt și astrolog, probabil. Da. Nu mai are rost să te întrebăm în ce echipă vrea să faci parte, pentru că ești îmbrăcat în mov clar la scălătesc cu tragi. Aveți dreptate. Andrei, ce n-ai gătit, pe bune? Chiar eu mă întreb și acum. Este o supă de cidru. Supă de cidru? Da. Cidru adică băutura din mere? Da. Cum supă de cidru? Da. Adică legume sotate cu fenicul. Ok. Cidru e oarecum o combinație aproape originală, ca să zic așa. Prea originală, Andrei. Prea originală.